Vinerea ar fi cât mai repede. Deci peste 4 zile. Da. Și cât costă? 350. O să vin. Mulțumesc, Aruna. Da. Am înțeles. Mulțumesc. Sub pretextul supracererii, oamenii sunt sfătuiți să se grăbească să achiziționeze procedura medicală, una deloc ieftină. Cât e un test? 380 de lei. De luni până vineri recoltăm între orele 7:30 maxim. Reporterii Antena 3 au analizat care sunt prețurile testelor în diferite unități medicale și în București într-un material realizat cu camera ascunsă. Testul PCR trebuie făcut, nu? Da. 390 costă. Aveți idee cât costă? 390. Dacă acum câteva săptămâni prețul pentru un test COVID-19 făcut la cerere în mediul privat era de aproximativ 300 de lei, în prezent a ajuns la aproape 400. Va fi gata maxim 48 de ore. Ah, ok. Și cât costă? 450. Era mai ieftin, parcă, nu? Sau s-a scumpit? Iar cei care încă mai vor să plece în vacanță în perioada următoare nu au încotro. Ori scot din buzunare 100 de euro pentru test, ori își iau adio de la distracție. Cum vi se par prețurile? Puțin ca piperate. Mi se pare pentru un om de rând cam exagerat. La salariile care sunt... cam piperat. În doar o lună, clinicile medicale înregistrează profituri record. Cel puțin 12 milioane de euro au calculat jurnaliștii de la Ziarul Financiar. Din totalul testelor făcute, 12% sunt teste la cerere. Calculele arată că peste 192.000 de persoane au fost testate la cerere. Între timp, guvernul promite că nu va scădea capacitatea de testare, dar asta nu-i ajută pe cei care își doresc un test la cerere, pentru că ele abia ajung pentru anchetele epidemiologice. Ne putem aștepta la o scădere a numărului de teste la nivel național în perioada următoare? Nici într-un caz, se ține foarte mult de fiecare laborator în parte. Noi în acest moment, cum specificam, avem 133 de puncte cu o capacitate maximă care poate face fiecare laborator la 27-28.000 de teste. Mai nou, clinicile private au introdus chiar și servicii de traducere pentru cei care vor să călătorească și au nevoie de testul COVID-19 pe post de pașaport medical, dar în altă limbă.